ziua, dragele, din clasa a șasea. Sper că v-ați pregătit toate cele necesare pentru lecții. N-ați uitat și de buna dispoziție pentru a studia următorul subiect. Unități de măsură pentru arie, area pătratului. Pentru început, vă propun să determinăm suprafețele figurilor geometrice reprezentate în imagine. Dacă fiți atenți, un pătrățel este egal cu o unitate pătrată. Haideți să vedem în primul caz. Pentru a determina care este suprafața primei figuri, observăm că avem un dreptunghi care are în lungime 4 pătrățele, în lățime 3 pătrățele. Deci, în total, suprafața acestui dreptunghi va fi reprezentată prin 12 pătrățele, 3 ori 4. Deci, în acest caz, noi spunem că suprafața acestei figuri, area, este egală cu 12 unități pătrate. Următoarea figură. Observăm că este un pătrat. De ce? Fiindcă lungimea laturilor este alcătuită din 3 pătrățele. Atunci, noi spunem că area acestui pătrat, așa observăm că suprafața este acoperită respectiv de 3 ori 3, 9 pătrățele, spunem că este 9 unități pătrate. În al treilea caz, area este iarăși din nou un dreptunghi. Suprafața este acoperită de câte pătrățele? Să o cotim. 1, 2, 3, 4, 5 și înlățime câte 2. Deci în total vor fi 5 ori 2, respectiv 10 pătrățele. Adică area este egală cu 10 unități pătrate. Și în ultimul caz, dragile, observăm că area acestei suprafețe va fi 2 înmulțit cu 6 pătrățele, 12 pătrățele, adică 12 unități pătrate. În așa mod, dragile, noi am determinat suprafața figurilor geometrice reprezentate în imaginea aceasta. În clasa a 5-a ați învățat unitățile de măsură pentru arie. Vă recomand să nu învățați aceste transformări pe de rost. Atunci, cum să efectuăm transformările fără a le memora? Vă recomand în felul următor. Cunoașteți că un metru este egal cu 10 decimetri. Unități de măsură pentru area sunt unități pătrate. Atunci, pentru a găsi cât e un metru pătrat, noi vom ridica ambele părți la pătrat. Deci, un metru pătrat se obține în așa mod că este egal cu 10 la pătrat, 100 decimetri pătrați. Respectiv, un metru se cunoaște că este 100 de centimetri. Ridicăm ambele părți la pătrat. Atunci obținem că un metru pătrat este egal cu 10.000, ne corectăm, 4 zerouri trebuie să fie, de metri pătrați. Acum, un decimetru este egal cu 0,1 metri. Pentru a găsi un decimetru pătrat, ridicăm ambele părți la pătrat. Și atunci, câte cifre după virgulă vom avea? 0,1 la pătrat va avea două cifre după virgulă. 0,01 metri pătrați. Respectiv, pentru a transforma decimetri pătrați în metri pătrați, noi vom împărți numărul la 100. Un centimetru este egal cu 0,01 metri. Atunci, un centimetru pătrat, respectiv, câte cifre după virgulă va avea? 4, 0,01 metri pătrați. Astfel, vreau să vă zic, dragi elevi, că tabelul, deci din partea dreaptă,
ne indică modul de transformare a unităților de măsură. Dacă transformăm unitatea de măsură mai mare în mai mică, înmulțim respectiv cu 100. Dacă transformăm unitatea mai mică în mai mare, fiți atenți că în acest caz împărțim la 100. Pentru măsurarea suprafețelor de teren se folosesc unități agrare, și anume arul și hectarul. Un ar. Dragi elevi, memorizați că un ar este egal cu 100 metri pătrați. Dar hectarul, un hectar care se notează cu H, un H hectar, este egal cu 100 de ari, adică 10.000 de metri pătrați. Deci, un hectar este egal cu 10.000 de metri pătrați. Iată cum trebuie să transformați unitățile de măsură. Sper că am reactualizat. Acum, pentru a repeta, vă propun cum să efectuăm anumite transformări. Și anume, prima situație. Transformați în metri pătrați. 7 decametri pătrați. Cum judecăm? Deci, dumneavoastră știți că un decametru este egal cu 10 metri. Respectiv, un decametru pătrat, ce facem cu ambele părți? Le ridicăm la pătrat, îi 100 de metri pătrați. Atunci, pentru a transforma 7 decametri pătrați, înmulțim cu 100 și obținem 700 metri pătrați. 1200 decimetri pătrați. Avem un decimetru este egal cu 0 întreg și 1 metri. Un decimetru pătrat, ridicăm ambele părți la pătrat, 0 întreg și 0,1 metri pătrat. Deci, pentru a transforma decimetri pătrați în metri pătrați, vă propun, trebuie deci să împărțim 1200 la 100. Astfel noi vom obține 12 metri pătrați, 9 hectometri pătrați. Pentru aceasta, un hectometru, judicăm în felul următor. Un hectometru este egal cu 100 de metri. Atunci, respectiv, un hectometru la pătrat va fi egal cu 100 ridicăm la pătrat. Vom obține 10.000 metri pătrați. Pentru aceasta vom înmulți 9 cu 10.000 și vom obține 90.000 de metri pătrați. Așa. Și ultima sarcină, din prima, 5 km pătrați. Respectiv, noi cunoaștem următoarele lucruri. Că 1 km este egal cu 1000 de metri. Atunci putem afirma că 1 km la pătrat este egal, ridicăm ambele părți la pătrat și noi vom obține că este egal cu 1 milion de metri pătrați. Respectiv, 5 km pătrați vor fi egale cu 5 milioane de metri pătrați. Următoarea sarcină, completați spațiile rezervate încât să obțineți propoziții adevărate. 600 metri pătrați trebuie să transformăm în decametru pătrat. Deci, un metru are, ați văzut, că un metru este egal cu 10 decametri. Atunci, un metru pătrat, ridicăm la pătrat 100 decametri pătrați. Deci, noi, pentru a transforma 600, așa, deci 600 de metri pătrați în decametri pătrați. În așa mod, pentru a transforma 600 de metri pătrați în decametri pătrați, noi vom împărți 600 la 100 și vom obține 6
decametri pătrați. 5 km pătrați în 5 în hectare trebuie să transformăm. Dragile, toată lumea cunoaște că un kilometru este egal cu 1000 de metri. Un kilometru pătrat, ridicăm la pătrat, observăm că avem 1.000.000 de metri pătrați, care este egal, noi știm că kilometru pătrat, așa, este egal cu 10.000 de hectare. Respectiv, noi vom împărți 1.000.000 la 10.000, astfel tăiem 4 zeruri și vom obține 100 de hectare. Astfel. Deci, 1 km² este egal cu 100 de hectare, dar 5 km², 500 hectare. 2300 de ari vom transforma în hectare. Judecăm în felul următor. Deci, un ar este egal cu 100 de metri pătrați. Un hectar cunoaștem că este egal cu 100 de ar. Adică 100 înmulțit cu 100 face 10.000 de metri pătrați. Deci un hectar este egal cu 110.000 de metri pătrați. Acum, noi 2300 de ari trebuie să transformăm în hectar. Respectiv, noi 2300 vom împărți la 100. Vom obține astfel 23 de hectare. Deci, 64 hectare. Deoarece un hectar alcătuiește 10.000 de metri pătrați, 64 hectare vor alcătui, 64 înmulțim cu 10.000, obținem 640.000 de metri pătrați. 3 km pătrați transformăm în metri pătrați. Noi știm că 1 km pătrat, dacă avem aici înregistrat, este egal cu 10.000 metri, deci 1.000.000 de metri pătrați. Astfel, noi vom obține următorul rezultat. 3 km pătrați este egal cu 3.000.000 cu 6 zeruri de metri pătrați. Iată, în așa mod, dragii, noi am exersat transformarea unităților de măsură pentru arii. Practic, am reactualizat cunoștințele obținute în clasa a 5-a. Acum, trecem la determinarea arii pătratului. Deci, reținem cu ce este egală area pătratului. Deci, noi, în lecțiile precedente, am văzut că perimetrul pătratului este 4 din mulțit cu A. În schimb, area pătratului, dragi elevi, este A din mulțit cu A, care este egal cu A pătrat. Deci, dacă cunoaștem latura pătratului, pentru a determina area, ridicăm latura, lungimea laturii la pătrat. Vă propun să consolidăm această formulă, aplicarea ei, prin următoarele două probleme. Prima, aflați perimetrul și area unui pătrat care are latura de lungime de 3 cm. Deci latura a pătratului este egală cu 3 cm. Atunci, perimetrul 4 din mulțit cu A, respectiv 4 ori 3, 12 cm. Vrem să calculăm area pătratului. Pentru a calcula area, utilizăm formula A pătrat. Deci, area pătratului, 3 la pătrat, se obține 9 cm pătrați. Următoarea problemă. Un pătrat ABCD are latura de lungime egală cu media aritmetică a numerelor 45 și 75. Calculați area pătrată. În această problemă,
autorul ne propune să repetăm noțiunea de medie aritmetică a numerelor. Deci, lungimea laturii pătratului este medie aritmetică a numerelor. Determinăm, pentru început, medie aritmetică. 45, suma numerelor împărțită la numărul lor, la 2 fiindcă sunt două numere. Astfel, noi obținem 120 supra 2, care este egal cu 60. Acum, deci latura pătratului A este egal cu 60. Nu se spune nimic despre unitatea de lungime. De aceea, câți centimetri, câți 10 metri, noi scriem unități punct de lungime. Trebuie să calculăm area pătratului. Deci, area pătratului se calculează prin formula A pătrat, care va fi egal cu 60 unități de lungime la pătrat, care este egal cu 1200 de unități pătrat. Acesta este și răspunsul. Următoarele sarcini exersăm. Area unui pătrat este de 25 metri pătrați. Aflați perimetrul pătratului. Deci interpretăm datele problemei. Area pătratului e 25 metri pătrați. Atunci perimetrul pătratului, semnul întrebării. Noi cunoaștem că perimetrul pătratului se calculează prin formula 4 înmulțit cu A. Deci pentru a răspunde la întrebarea problemei, avem nevoie de lungimea laturii pătratului. Pentru a găsi lungimea laturii pătratului, autorul ne propune area. Area se calculează prin formula A pătrat. De aici rezultă că A pătrat este egal cu 25 de metri pătrați. Și atunci ne întrebăm, ce număr ridicat la pătrat este egal cu 25 de metri pătrați? Este 5. Deci lungimea laturii pătratului este de 5 metri. Respectiv, noi deja putem calcula perimetrul pătratului, care este 4 înmulțit cu 5 metri, respectiv egal cu 20 de metri. Următoarea sarcină, un strat de flori de formă pătrată cu latura de 12 metri a fost plantat cu tufe de trandafiri. Câte tufe de trandafiri au fost plantate pe acest strat dacă pe fiecare metru pătrat s-au plantat 3 tufe? Deci, să interpretăm datele problemei. Este vorba despre un strat de formă pătrată cu latura de 12 metri. Pe această suprafață care o vedeți, se plantează, deci, trandafiri, tufe de trandafiri, astfel încât pe un metru pătrat se plantează 3 tufe. Ne întreabă autorul, câte tufe de trandafiri au fost plantate? Deci, tufe de trandafiri. E clar că pentru început, noi trebuie să determinăm suprafața terenului, suprafața stratului, area acestui pătrat. Deci area acestui pătrat va fi egală cu 12 metri la pătrat. Respectiv este 144 de metri pătrați. În continuare vom aplica regula de 3 simplă învățată de noi în clasa a 7. Deci, un metru pătrat se plantează 3 tufe de trandafiri, dar pentru 144 de metri pătrați nu știm câte tufe, x tufe. Mi-am dat seama că problema aceasta mai simplu poate fi rezolvată prin regula reducerii la unitate. Dacă la un metru pătrat se utilizează 3 tufe, la 144 de metri pătrați, de 144 de ori mai mult. Deci 3 tufe de trandafir înmulțim cu 144, astfel vom obține 432 de tufe.
industrie de trandafir. Pot fi plantat pe acest strat de forma pătrată. Vă propun în continuare o activitate de cercetare. Cum se modifică area pătratului dacă latura lui se dublează? Pentru aceasta, dragi elevi, trebuie să judecați în felul următor. Deci, la început, latura pătratului este A. Area acestui pătrat, atunci este A pătrat. Dacă latura se dublează, devine care lungimea ei? 2A. Atunci area acestui pătrat deja va fi egală cu 2A la pătrat, care este egală cu 4A pătrat. Deci, cum se modifică area pătratului? Observați, de la A pătrat se trece la 4A pătrat. Deci, area pătratului se mărește de 4 ori. Scriem alături. Area se mărește de 4 ori. Acum, cercetăm cum se modifică area pătratului dacă latura lui se triplează. Judecăm în același mod. La început, latura are lungimea A, respectiv area este egală cu A pătrat. În al doilea caz, latura pătratului se triplează, adică devine 3A. Și atunci noi spunem că area pătratului este egală cu 3A la pătrat, egală cu 9A pătrat. Și atunci cum se modifică area pătratului? Area respectiv se mărește de 9 ori. Și ultima situație, deci, vă propun la fel să judecăm. Latura pătratului se înjumătățește. Deci dacă a fost A, area este A pătrat, se înjumătățește, atunci latura pătratului devine A pe 2. Și atunci area este egală cu A supra 2, totul A pătrat. Este egală cu A pătrat supra 4. Deci observați, dragile, că în acest caz area se micșorează de 4 ori. Deci, în concluzie, dacă latura pătratului se mărește de K ori, atunci area se mărește de K la pătrat. Dacă latura pătratului se micșorează de N ori, atunci și area se micșorează de N pătrat ori. Sper că ați înțeles această sarcină. Pentru a sistematiza cele învățate azi la lecție, vă propun să analizați, efectuând notițe în caiet, paragraful 3, punctul 3.4 de la pagina 216 din manualul clasa 6 matematică. Elevilor harnici le propun să acceseze următorul link pentru a învăța lucruri interesante în mod interactiv. Vă doresc succes în continuare! Vă mulțumesc pentru atenție și vă zic pe curând!